Doamne, cine m-o fi adus spre mine aici, spre ale dealuri? Că am plecat prăvalea Ohaba, nu prăvalea Bistrei, aici la Cornireva, și m-o adus, cine m-o adus, nu știu, eu m-am adus, prăvârful Chișii. Nu Chica asta, că n-am deloc, dar aici, prăvârful Chișii, oameni buni, și-or făcut cornirevenii niște grăgini mai mare dragul. Și în grăginile astea, om găsim noi ceva să punem în oalele noastre, că nu v-am chemat în taină numai să vă arăt grăginile, v-am chemat să vegeți cum să mâncă la Cornireva. Dar începutul-i de aici, în grăgina, în grăgina lui Dumnezeu. Hai dare să vă arăt! Casălașul de pe muntele Chicii ne așteaptă Doda Maria, o bănățancă destoinică pentru care cuvântul oboseală nu există, căci munca nu-i dă timp să se plângă mai de nimic. Bună ziua, Doda Marie! Mulțumesc dumneavoastră! Dar ce faceți, oameni buni? Am venit aici cu copiii în grăgină. Unii sapăm la crâmpiei, fata rupe frunză de sfecle, copilul meu adună crâmpiei de pe șur. S-au făcut ceva bucace anul ăsta? S-au făcut de toate, și cartofi, și brozbe, care e o delicateță brozba pentru noi să facem legume. Au, că bine mai zis, că eu am bătăi de lingură la foale și chiar m-am gândit, ce-mi faci să mănânc astăzi? Uite, astăzi vă pregătesc o legume de brozbă, care e specifică zonii noastre aici la Cornireva. Auzi, arată-mi și mie brozba aia, nu de alta, dar să nu zică lumea că mi-s... Aici, asta e brozba. Asta e brozba, numai mai mică că nu ploiat. Ele se fac mult, mult mai mari. Dar miroase ca șogulie. E exact aceeași, numai că e alt soi. Alt soi de gulie. Da. Ia uitați, oamenii buni aici, și că brozbe aici la Cornireva îs delicatesă. De-abia aștept să gust și eu din mâncarea asta și să vă povestesc după aia cum o fi treaba cu brozbele așa. Auzi, eu am venit cu traștea. Da. Așa, pune. Bagă în traștea și ceva. Bagați în traștea, să ce vă mai adun. Ce brozbe. Băgăm? Bubule, ajută-mă, țără. Ține de traștea. Așa. Hai că vă mai dau ca să fie ciorba mai, nu numai cu, să fie mai plină de asta, mai gustoasă, așa. O ajunge? Ajunge. Ce mai băgăm pe lângă brozbele așa? Băgăm și apă. Și apă. Am văzut că ai șapă acolo. Au, dar ce formă de șapă e aia? Asta e o șapă de iarnă. Hai să o vigem, hai să o vigem. Hai să o vigem acolo. Asta e foarte veche. Nu știu câți ani. E soi de albătrân. Ei, soi bătrân, nu știu câți ani voi avea, cred că e peste suci de ani, nu pot să vă spun. Și ce să mâncă de aia, că văd că e duduroniu mare. Să mănâncă numai frunzele. Numai frunzele. Numai asta e pentru frunză, pentru ornament. Pe timp de iarnă, dacă o acoperim un pic, avem frunză verzi. Opa, și asta sus e sămânța, asta cum zicem noi, arpagicul. Da, asta e, aș face arpagic din ăștia, le plantăm acum când vine ploaia și începe să se facă foieți. Uitați-vă aici așa că deja au pornit, dar de timpul ăsta așa prost. Dar asta nu-i bună de mâncare acum. Nu-i bună de mâncare și nici nu se scoate niciodată din pământ. Asta rămâne tot în pământ. Rămâne tot în pământ. Aulele, ați auzit, oameni buni? Nu trebuie să ai. Și apă care nu se mai scoace din pământ. Nu trebuie să dai cu plugul să o scoți, deci iau-o la așa și ea și e tot așa. Păi bun, și de care și apă băgăm? Păi aici, ia duce patricolo și aduc câtă. Bubule, ia. Cât așa apă. Și Mario tu duce la morcovi. Și morcovi, da? Da. Și morcovi și așa apă. Dincolo de pasui, vezi că e morcovi acolo. Tot natul urcă de primăvara până toamna aici sus la colibă, ca așa să zicem banatul de munce aici la Cornireva, la colibă. Au și marve, adică vice, au și porci, au și oi. Și nu se mai scoboară în sat să-și aducă ce trebuie pentru mâncare, fac aici din grăginile lor. Și dacă tot am zis de mâncare, mergem să facem. De felul ăsta de mâncare cu brozbe nici că am mai auzit. Dar la Cornireva nu era săptămână în care să nu se pregătească legume cu brozbe, după cum își amintește Stana, fiica doamnei Maria, cea care dă gustul rețetei moștenite de generații în familia Cernescu. Eu când am fost în grăgină la Doda Maria, m-a zis că îmi face de mâncare și m-a trimis la maistorița care să pricepe la felul ăsta de mâncare. Dar cum eu mi-s cam surd două ureche, n-am bași priceput ce mâncare o zis că îmi faci.
Legume de brozbă. Legume de brozbă. Legume de brozbă. Auzi, eu am înțeles că îmi faci o zamă, o șeva. Nu, deci legumea de brozbă nu e imbanat. Legumea de brozbă e un fel de ciorbă. Facem ciorba asta și de cartofi, legume de cartofi și de varză și de pasui uscat și de pasui verde. Noi zicem legume. Așa o prezentăm noi. Lasă-mă o țără. Oameni buni, legume de brozbă, legume de crumpi, legume de păsui, toate ar fi legume, dar să știți că dintre toate legumele ăștia, bag de-o seamă că nu mi-i singur, mie el mai mult și mai mult îmi place leguma asta. Asta, care îi zice carne. E adevărat. Ce fel de... Punem și carne în ea? În legumă asta carne, de... carne, deci carnea asta e din fușia cu carne sărată. Deci... Opa, fușia, da? Ce-i fușie? Fușie e un vaz de lemn. Așa? Așa, de lemn, care se păstrează când se taie porcul la pomana porcului. Carnea se pune în fușia asta, un rând de carne, un rând de sare și asta se păstrează tot anul. La saramură. Ia uitați, viți aici cât ai bucata. Hai să vedem, ce facem cu ea acum? Acum... O punem la fiert, deci avem carnea, apa, prima oară, carnea. Avem apa fierbe deja și luăm carnea și o punem în apă. Deci punem înainte pe asta sarată, cum ar veni. Noi am luat-o și am pus-o în apă ca așa? Să iasă sarea. Să nu n-ai fie pus-o saramură să fie... Nu. Și punem o bucată și de carne afumată. Ca să-i dea gust la afumătură. Și lăsăm să fiarbă. Și lăsăm să fiarbă. Un secret important al mâncării de brozbe este oala de lut în care se gătește, care nu lipsea pe vremea bunicii, așa cum nu lipsește nici acum, și care dă un gust deosebit bucatelor. Ca să nu se crape, vasul de lut se ține în apă câteva ore înainte să fie pus pe foc, zice Stana, în timp ce taie pe rând ceapa, morcovii, ardei, roșiile și brozbele aduse din grădină. Dar știu că tu ai o amintire plăcută cu brozba când erai mică cu bunica, că stăteați pe lângă ea și așteptați. Exact, ia uitați. Deci bunica, când ne strângeam în jurul ei, ceream brozbă. Și ea, pur și simplu, tăia un pic din brozbă și ne dătea pe vârful cuțitului să gustăm. Deci așa se simte foarte bine gustul brozbei. Eu vă dau dumneavoastră să gustați. Extraordinară. Simt deja gustul copilăriei în Stanica. E adevărat că mie nu mă da nimic când am fost mic brozbă, că poate dacă îmi dăgea, eram altfel de om. Dar acum n-am ce să fac, nici nu m-am încău, că v-am zis, eu m-am ghingit la leguma aia de porc. Dar brozba asta, ce linși prăbuță de ea. Să cultiva alături de sfeclă, alături de morcovi. Tot natul cultivă, aveam grădină. Tot natul. Să cultivă și în ziua de astăzi, dar mai rar. Deci lumea nu mai păstrează sămânța foarte rar. Și atunci de-aia e o delicatesă brozba. Dar înainte ce vreme cum să mânca brozba? Tot așa să mânca în legume. Deci nu se știa altfel decât legume de brozbă. Toată lumea în fiecare săptămână se pregătea o legume de brozbă. Măcar o dată pe săptămână să mânca legume de brozbă. Exact. Stanico, cine ce-a învățat să faci mâncare? Păi mâncarea asta m-a învățat, înveți tot timpul, de la bunici, la părinți și la bunici. Fiecare, fiind în casă, pregătind legume de brozbă, ai învățat deja. Și gustul legumei de brozbă ți-aduce aminte tot timpul, oricât de bătrân ai fi, ce gândești la legumea de brozbă, că nu-i ceva ieșit din comun, dar e bună. Dar e bună. E bună și se amintește. Nu-i ceva ieșit din comun, dar e bună. Asta e cea mai bună replică, să știți, pe lângă mâncare. Brozba e brozbă. Unii oameni o cunosc ca să o mănânce ca salată... pentru dietă. Pentru dietă, exact. O mănâncă crudă, dar nu prea știe nimeni să o pregătească legume de brozbă, să facă o ciorbă din ea, cum ar veni. Deci e foarte veche, așa că noi vrem să o aducem înapoi, să vadă lumea. Bun, hai să vedem. Hai să ne apucăm. De brozbă. Hai că de... Presătură. Stanico, ai pus o raină prăfoc. În raină ce ai pus? O țără untură de porc. Așa? Ce facem ca acolo? Ca să-i facem amprenul la legumea de brozbă. Ampren? Auziți cum se zice la Cornereva? Ampren. Agică? Agică, rântaș.
rântaș, fraților, un rântaș. Rântaș cu untură de porc, da? Da, luam oala de pe foc. Așa. Am pus untură ca să... Să se moaie. Să se moaie. Să se înșince. O luam un pic de o parte. Și îi punem? Punem o linguriță de boiazi ardei, adică farbă piparcă, la Cornereva. Farbă piparcă. Și două linguri de făină. Așa. Ia uite că se... Amestecăm. Să nu se facă cocoloașă, nu? Da. Când s-o dizolva totul, de s-o amestecat, îl luăm și îl punem. Doamne, untură de porc, nu vreți să știți ce aromă, dragii mei, are și obraz, e roșie, roșie, roșie. Bine, acum o țără fănina asta albă, eu mai scos din roșață, dar nu mă pot abține încă o dată. Doamne, ce aromă! Doamne, ce aromă! Ce mai facem? O luăm și o punem peste ciorbă, peste legumea de brozbă. Gata. Uitați, s-a făcut deja forma. A roșit un pic pe deasupra. Aha, așa. Deci deja iară e roșie la fața obrazului. Așa, și acum... Dar și mai punem, că parcă sunt eu, că îi lipsește ceva și se un secret acolo. Acum punem o jumătate de litru de lapte. Lapte? Lapte de la vacă, mult proaspăt de azi dimineață. Lapte în legumele de brozbă. Legumele de brozbă, asta e secretul principal. Ați auzit, dragii mei? Fără lapte nu iese legumele de brozbă. Lapte în legumele de brozbă. Adică avem și legume, avem și carne, avem și lapte, așa că oricare poate să mânșe din legumele noastre de brozbă, că se satură. Așa, dar mai este ceva, ce mai pui? Adăugăm un pic de sare. Nu un praf de sare, adică sarea în bucate, nelipsita sarea în bucate. Un pic să îndulcească, fiind cardia desărată, nu mai avem sare. Sare. Și atunci adăugăm un pic de sare, punem înapoi capacul și îl mai lăsăm un pic. Să vedem. Să fiarbă și atunci când acum fierb legumele și la final o să iasă legumea de brozbă. Dar mâncarea asta n-are farmec dacă lângă umplit de legume de brozbe nu tai și o bucată de mălai copt în țăst, așa cum face Duda Marie, după o rețetă anume cu lapte acru proaspăt făcut. Oameni buni, cred că de malai au auzit tot natul, adică toată lumea. Sunt 1100 de rețepturi de malai. Dacă malaiul ăsta de la Cornereva, să știți că nu baș face multă lume. Doda Maria, de ce e mai special malaiul ăsta aici la Cornereva? Pentru că noi îl facem cu lapte acru. Lapte acru. Lapte acru și un pic de lapte dulce. Și la lapcile acru, ce rog frumos să ne spui care e rețeptul la lapte. Ăsta e lapcile acru. Da, 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 e lapcile acru. Asta e bun să ce-ți vidui după ce ai fost a doua zi de nigeie. Da. Cum îl acrești? Noi mulgem lapcele și îl lăsăm așa într-un vas după ce îl străcurăm. El așa. E un pic călduț și numai bine cu căldura el să ieși. Îl lași afară la soare? Îl las afară la soare sau... Puni vreo... Nu. Ceva peste el să nu intre musca. Da, punem un prosop peste el și îl lăsăm și el să face, să face castrăghi. Cât îi trebuie să crească? Păi acum nu-i trebuie, de dimineața și până îngesoară îi făcut, îi acrit, gata. Asta e de la vașile dumitale. Da. De la vașile. De la vașile. Ție, domnișoară, cum îți zice? Maria. Maria. Tu ești Maria. Așa, tu ce vrei să faci astăzi? Malai. Malai? Acum ajută. Sigur. Aici, ea ajută. Pune lapcele dulce, pune un pic de lapte. Stai, cu ce înșepem? Ce mai punem? Că... Fanină, aici avem fanină de mălai cu fanină de grâu amestecată, jumate. Ca să nu fie mălaiul așa de aspru, să fie un Ați văzut fanină de grâu cu fanină de mălai, jumătate? Jumătate, da. Jumătate, așa, le punem la oaltă. Le punem la oaltă ca să iasă mălaiul, să nu fie aspru, să fie un pic mai... Punem aici făina. Mariu, ia pune jumătate din lapcile ăla dulce. Așa. Doamna Maria, da. Mălaiul când să mânca? Mălaiul să mânca mai ales la lucru. Nu mai punem un pic, ca să punem de sacul. Mai ales la câmp, pentru că el e mai consistent, îl luvam în traștă, făceam mălaiul rășe în țăs.
și îl puneam în traște, îl învăluiam cu un prosop și mergeam cu el la câmp. Era foarte bun. Adică la aia care cosau, la aia la care aia săpau. Care cosau și care săpau și la toate lucrurile astea care le facem noi aici la agricultură. Indiferent la ce lucru făceam, trebuie să mergem la câmp cu mâncare. Și mă la eu... Când ai fost de vârsta lui Maria, da, ce-o trimis mama cu vașilii? Da, mă trimis cu vașilii, mă trimis cu oile, mai ales cu mnieii. Primăvara, luvam cărțile în ches. Și în ches mai puneai și o dărabă de mălai? Puneam și câta mălai și câta brânză acolo în ches, când era foame până veneam. Așa, ai pus acolo fănina de mălai, fănina de grâu. Lapcile acru și un pic de lapte dulce. Așa. Acum, tava care pune mălaiul, am pus un pic de untură, ca să nu se prindă de ea. De ea. Și acum, îl pun numai bine în... Îl punem aici și atunci mergem cu el la țăst. Maria, tu ai învățat acum rețeta? Știi și tu rețeta lui bunica? Da. Îți place? Da. Așadar, dragii noștri, rețetele în Banatul Montan se transmit din mamă în fică, din bunică în nepoată. Și astăzi eu cu două Mării lucru, și cu Doda Maria, dar și cu domnișoara Maria. Și facem un mălai de stămâța în coadă. Jos pălăria. Jos pălăria. Da. Facem un mălai, jos pălăria. Și acum ce întrebesc, tot ca ala care nu știe. Noi îl punem în țăst, nu? Da. Cât ținea un mălai de ăsta făcut în țăst? Păi cam două zile, că acum nu poți să faci un mălai să cam două zile, așa, să fie bun. După că, da, că e lapcile ăla care e un pic acru și imediat să crește. Da, așa, și iar prefacem altul tot așa. Când nici noi la lucru și câte unul mai mare, așa, depinde după câți membri ai la lucru. Așa, și de cât e țăstul de mare. Și cât e țăstul de mare și câți oameni trebuie să le dai să mănânce, pe da. Acum, ce mai întreb un lucru, cam cât îl lăsăm să-și cea la scuceală sub țăst? Cam 3 sferturi de oră, cam deci, așa. 3 de 6. Cam așa, da. Mălai lăsarea în bucate am tot făcut, dar ca cel copt de Doda Marie în țăst mai greu găsești să-ți pregătească cineva, căci mulți și-au aruncat clopotul de fontă și l-au înlocuit cu echipamente moderne de gătit, doar că nici care nu poate reda gustul ce s-a pierdut. Doda Maria, cât de bătrâniță asta? Nu, m-am pomenit cu el aici, eu știu câți ani va avea. Ești, l-ai găsit aici? L-am găsit aici. Da, l-am găsit. Acum... N-ai venit zestre cu el? Nu, că mama nu mi-l-a dat, că-i trebuia și ei. Aici facem loc, dăm frumos jarul așa, ca să punem tava pe care... Pe vatră. Pe vatră, ca să nu fie... Așa. O punem aici... Pentru aceia dintre dumneavoastră care au înțeles ce-i țăstul, nu mai îmbrăcesc gura de pomană. Dar pentru aia care au văzut de-abia acum ce-i țăstul, să știți că este unul din cele mai importante obiecte casnice pe care le are bănățanul aici. Îl ține, ați auzit-o pre Doda Maria, nu i l-a dat mumă sa de zăstre, că i-a trebuit ei. I-au găsit țăstul aici când au venit acasă la bărbat. Îi ținut cu sfințenie pentru că iuta să fășea și mălaiul, și pita le fășeam în el, da? Și un pui dacă îl facem dacă și îl bagăm în țăst, e altă formă. Super. Altă formă. Da. Așa că căutați și cu siguranță că veți mai găsi și dumneavoastră. Bine, dacă le căutați pe la fier vechi, le găsiți mai iuta. Mai iuta le găsiți la fier vechi și este bine să le recuperați. Trebuie să luăm jarul, să-l apropiem bine, ca să nu răsufle. Să fie cald. Și să țină căldură. Să țină căldură, da. Îl luăm așa și îl apropiem bine și acum la 3 sferturi de oră venim și punem tot așa frumos. Dacă e mălaiul mai mare, ca acum în tava asta trebuie să punem jarul un pic și deasupra, ca să țină totuși să fie cald. Deci cu cât e țăstul mai mare, cu atâta trebuie pus jar ca să fie cald, da, tot. Da, și conținutul de sub țăst. Să fie, Să fie mai mult. Da, mai mult, da. Noi am făcut un mălai mai mic. Păi nici mai puțin eu acum aici la mâncare, dacă am fi undeva la cosât. Nu se poate așa ceva. Mai puțin la mâncare și mai mult la lucru. Asta nu m-am banatul al de munce, mai găsiți așa ceva. Da. Mulți la lucru, puțin la mâncare. Bine, la mâncare misiul, la lucru e altă cineva. Când legumele de brozbe își dezvăluie aromele, iar mălaiul în țăst a prins o brază auriu,
Tudă Mărie și Stana întind masă pentru toți cât poftesc. Și când credeam că toate-s gata, dăm de ultimul secret. Legume de brozbe. Am zis că trebuie mâncată cu mălai. Doda Maria, ce rog frumos, taie-mi un dărăb de mălai. Tu, Stanico, ce trebuie să mai pun în ea? Că parcă ai zis că un secret la sfârșit. Ce trebuie? Îi adăugăm o linguriță de zahăr. O linguriță de zahăr la toată oala. La toată oala. Așa să-i dă un pic de dulceață. Ați auzit? O linguriță de zahăr la toată oala. Iau cinieriu fain frumos. Îmi pun o țâră legume de brozbe. Le vigeți? Așa. Ne iau mălaiul, dar amulțam fain, Doda Maria, dar, ia uitați-viți aici, o vegeți? Lingura lui Liuț, a lui Dan Liuț. Ia să vegem. O fi caldă? Păi trebuie să fie caldă. Vai ce gust are, vai ce gust are, dar să vedeți. Pe mălaiul, extraordinar. Doda Maria, îți dea Dumnezeu sănătate, că așa mâncare. Stanico, legumele ăștia de brozbă extraordinare. Frumalaiul e numai bun. Petre, dacă vrei să crești ca și mine așa, să nu pui multe chile pe cine, mălai cu legume de brozbă să mânci. Doda Maria, ca să te țin domnișoară frumoasă, numai cu legume de brozbă. Nicolae, ca să tragi cu coasa. Tata, mâncă carne. Ia că mai este și șoțări de carne în cenieri. Dragii mei, în Banatul de la Munce, aici la Cornereva, legume de brozbe, mălai în țăst, cu Doda Maria, cu Stanica, cu Maria Mică, cu Pătru și cu Nicolae care trage cu coasa. Iar Dan Liuț trage cu lingura. Doamne ajută la tot natul și știți că vă iubesc pre toți și de dragi ce-mi sânceți, îmi vine să vă țuc pre bucile amândouă. Nu râgeți, că nu e altă formă decât bușile obrazului, cum zice bănățanul nostru. Ne vigem data viitoare la Sarea în Bucace. Am zis.